Parlamente, nu o să avem 10-15 minute de dezbatere generală. Ne spuneți până la vostru, bă. N-ați avut timp, domnul ministru, să faceți nimic? L-a spus domnul Ghizează, ați văzut eu la impactul de 1914, l-am văzut, da? Nu putea să-l facă cel care e plătit, trebuie să-i faceți pe cei de la BNR să facă studiu. L-a ținut la secret. Domnul senator, Ministerul de Finanțe de la început respinge orice fel de propunere pe care cei din colțul din stânga vor să le facă, din colțul roșu. Doi la mână, rugămintea este, am dat, sunt prezentate, se cunosc de toți colegii din comisie. Corect. Și atunci, părerea mea că ar fi vot imediat, pentru că lumea așteaptă acest buget. Bun, după toată povestea asta, mai adaugă și se aude pe unele înregistrări continuarea lui Teodorovic la adresa lui Câțu. După ce că ești urât, mai ești și prost. Acesta este ministru de finanțe al acestei țări. Funcția pe care, sau care reprezintă o demnitate. Ce demn oare într-o astfel de adresare? Păi într-o lume normală, pentru jumătate din ce a spus, ar fi trebuit să-și dea demisia și se ducea 5 ani de zile pe coș de nuci la mănăstire. În schimb, Teodorovic ține lecții despre ce înseamnă chiparos, rușinos. E un comportament golănesc, o bădărănie de colțul străzii. După întâmplarea de astăzi, ne-am adus aminte de un moment ciudat din vara anului trecut, când înfuriat de un comentariu la o postare de-a sa de pe pagina de Facebook, replica lui Teodorovic a fost: cred că ai tăi te-au făcut la nevoie și sigur le-a părut rău. După reacția dură venită din partea presei, Teodorovici a venit și a spus că nu el a scris, că nu el administrează acel cont și probabil că i-a fost spart, iar totul este de fapt o denigrare a sa. Acum, ce o să mai găsească drept scuză? Că a vorbit altcineva cu gura lui? Nu cu multă vreme în urmă, același ministru amenința pe față că taie finanțarea pentru TVR după o știre considerată de el dezechilibrată. Dom'le, ne gândim o fi beția puterii, dar și din asta te trezești la un moment dat și credeți-ne că mahmureala e mai rea decât după alcool.